Da. Cum întâlnirea noastră se chema dezbatere și nu să vorbesc eu de capul meu, singură, eu cu mine, uitându-mă la dumneavoastră, poate aveți vreo întrebare. Zi. Parcă așa, nu am avut impresia că vrei să zici ceva. Nu? E bine, atunci zi, dacă nu vrei. Da, spuneți. Zi. E posibil, dacă cum i-am învățat pe copii să mănânce nesănătos, să și dezvățăm? Da, este posibil. Este posibil. Deci, nu brusc, cu brutalitate nu obții nimic. Deci, începi ușor să elimini, începi să înlocuiești ceea ce știi că nu e bine, nu mai faci, nu mai pui la vedere. Și învățați să aranjați masa frumos. Să puneți acolo o frunză, o floare, o chestie, adică să puneți să fie masa aranjată frumos. Și chiar împuterniciți copiii să facă chestia asta, pe rând. Da? Uite, așa aranjăm masa frumos. Ei, să vedem acum cine face. Săptămâna asta cine e de rând. Și în felul ăsta vor fi foarte interesați ca pe masă să fie frumos și mama să fie interesată să fie pe masă bun. Bun nu numai decât la gust. Gustul este foarte important. Stomacul nu are gust. Gura are gust și aici se termină cu gustul. Trece de gură, dincolo este chimie. Nu mai avem. Deci fizica s-a terminat în gură. Deci s-a absorbit energia și s-a terminat cu gust. Cu senzația de gust. Ce trece de gură, avem chimie. S-a terminat. Deci în stomac avem chimie. Este important copiii să știe ce se întâmplă. Uite, dacă mesteci bine, uite cum se întâmplă. Uite, stomacelul tău e mai fericit. Și sunt atâtea filmulețe, acum le găsiți pe YouTube, noi am făcut, acum câțiva ani de zile, am făcut o tabără de vară și poate o face la o școală de vară. Poate o mai face. Păi, cine știe, poate ne mai ajută domnul. să mai facem școala de vară. Dom'le, a fost fantastic. Câți, vreo 30-40 de copii am avut? Nu? Da, așa. Copiii aduși de mame că erau disperate, că nu mănâncă. Copiii lor nu mănâncă. Nu mănâncă aia, nu mănâncă aia, nu mănâncă, nu ai simț mofturoși, n-au ce... Noi n-am avut niciun efort, n-am făcut cu ei. Așa? Le puneam pe masă. Le puneam pe masă conopidă, varză, morcov. Acum le puneam că erau caieturii. Acum erau gata. Pentru că le-am aranjat împreună, le-am curățat împreună, da. Le-am gătit împreună și atunci... Gătit împreună înseamnă că le-am tăiat împreună, adică că nu le-am făcut fierte sau... Nu le-am fiert. Mm-hmm. Nu. Deci le-am aranjat așa frumos. Și erau fericiți și venea părinții să și ia. Și, aoleo, să-i dau să mănânce, că săracul ce-o fi mâncat aici, deși aici aveau și masa asigurată. Dar nu le mai trebuia prea mult. Că ei mâncau crud, la greu. Și... Bine, mă bucur. Dumnezeu te-a adus, că vreau să mă adus cu tine. Și veneau părinții să ia și că ce-ar fi mâncat, că au mâncat, că frate, ce-au mâncat, au mâncat. Și când începeam să le spun că au mâncat varză, că au mâncat conopide, că au mâncat morcov, că au mâncat ceapă, că au mâncat usturoi, le puneam de toate. Cum? Că acasă nu mănâncă? Cum? Ce le faceți aici? Păi nu le face nimic. Doar că mi-au rupt o coastă. Au venit Buluc să mă îmbrățișeze, eu nu am fost pregătită, că ei vin Buluc peste mine, am căzut cu ei peste mine și mi-a rupt o coastă. A pocnit asta puțin, pe urmă s-a așezat un pie și într-o zi când eram la calculator și am strănutat, a plecat din loc. S-a răzgândit și a venit la locul ei. Da, a fost foarte interesant. A fost un preț. Vara aia a fost extraordinară, pe cuvânt, credeți-mă. A fost un experiment fantastic pentru noi ca medici.
Și pentru toți cei care au, și-au dus copiii ca părinți care trebuie să își facă, cum să spun, o autoeducare sau revedere a educației pe care o au. Trebuie să învețe ce n-au învățat sau să-și aducă aminte ceea ce au uitat. A fost fantastică vara aia, a fost foarte frumos. N-a fost ușor pentru noi, a fost ușor, dar a fost foarte, foarte frumos pe ei. Foarte frumos. Și când îi vedeam că ronțe ca niște iepurași, acum era sacoșa cu morcov, acum nu mai era sacoșa cu morcov. Da, deci nu știu dacă am răspuns la întrebare. Cum priviți din punct de vedere medical Sfânta Aghiasmă, Sfânta Anafă, Sfânta Împărtășanie? Mulțumesc, domnul Marcel, că mi-ați spus. Cu sfințenie și trebuie făcută de la naștere și tot timpul cât stă sub aripa ta, iar după aia nu o să mai ai nevoie să-l urmărești, pentru că eu cred că va face. Deci copilul trebuie împărtășit. Când spune preotul că trebuie spovedit, oricât de mic ar fi, dacă preotul spune că trebuie, mă uit în biserică, ce frumos e când vin copii de 5-6 ani, 5-6 ani, și se duc așa porniți, vă doi băieței, așa, se duc porniți așa la părinte să spună ce am mai făcut. Știi? E frumos așa, este foarte frumos. Este minunat. Și aghiasma ar trebui să bem tot timpul. Să fim în stare să bem tot timpul. Vedeți ce spune Sfântul Duh cu Luca al Crimei. Deci, este sănătate. Este sănătate. Aghiasma este sănătate. Noi creștinii suntem, noi creștinii ne-a lăsat Dumnezeu niște reguli, așa, în biserica noastră și din biserică le aducem în casă, că așa trebuie, de, nu știu cum sunt aceia, eu spun de noi, așa, de păstrarea sănătății într-un fel extraordinar. Eu sunt convinsă că fiecare religie le are pare. Sunt absolut convinsă. Și chiar posturile sunt într-un fel extraordinar planificate. Deci ieșim noi din post, intră altă nație în post și tot așa. Și așa eram de bucuroasă și mă gândeam, zicea, uite, o parte a lumii este permanent în postire. O parte a lumii este permanent în postire. Dacă nu sunt ortodoxi, sunt catolici. Dacă nu sunt catolici, sunt mahomedani. Dacă nu sunt mahomedani, sunt iudei. Dacă nu sunt... Tot așa, tot timpul este cineva în postire. Foarte frumos. Este foarte interesant să observ lucrul ăsta. Că noi zicem că suntem diferiți. De fapt, ne împlinim unii pe alții. Foarte frumos. Deci, trebuie să vă mărturisesc că eu am un înger în viața mea care are 9 luni, care are 9 luni și care l-a trimis Dumnezeu. Și maică s-a crede că m-a ales ea. Nu m-a ales ea. M-a ales copilul să-i fiu nașă, că l-am botezat. Și... Și-s nașă, nu? O moașă, ce? Nașă. Și cu care am o relație foarte frumoasă. Ne cunoaștem, râdem. Așa. Care mănâncă ce trebuie, că mama ei mi-a fost studentă și face ce trebuie. Acum o să fie cam dificil cu alăptarea, să vedem noi cum e, cât ne mai lungim cu alăptarea, dar cred că trebuie să o rupem cât mai repede. Deci tot ce vă spun, văd lângă mine acum. Și este fantastic. Fantastică, diversificarea este fantastică. Este o școală cu adevărat, pentru copil este o platformă, o cărămidă imensă pentru sănătatea viitoare, pe toată viața. Nu-i gluma asta. Deloc nu-i gluma. Cine a avut o diversificare oricum, are mai toată viața probleme digestive. Mai toată viața probleme digestive. Pentru că organismul este
este ceva, o minune a lui Dumnezeu, că omul e o minune, nu uită nimic, Doamne. Nu uită nimic. Tu vrei să uite, tu uiți. Uiți drumul până acasă, uiți drumul până la serviciu, până la magazin, le încurci, uiți câți bani ai în poșetă, el nu uită nimic. Nici o reacție nu uită. Să nu o facă când trebuie, cum trebuie și dacă trebuie. Deci, diversificarea este o... Pentru mine este o minune, iar mama este o zână a lui Dumnezeu, trimisă cu un îngeraj pe care să-l aducă în poziția de sfânt. Că asta e rolul mamei. Să fie ea sfântă și să aducă copilul în poziția de sfânt. Dacă greșesc, nu iertați. Altă întrebare. Hai, Adrian, vrei să zici ceva? Nu. Nu, tu nu. Ba, da, vreau să zic. Ia, hai. Dacă e bine să binecuvântăm mâncarea. Da, obligatoriu. Și cu ochii normal. Deci nu este normal. Normal, normal, normal. Și ținând cont că faci de la... Da? Faci cu cea cum trebuie. Și dacă ne rămâne, de exemplu, și n-am mâncat tot? Nimic. N-ai mâncat tot? Îți pui în farfurie data viitoare mai puțin, ca să ții minte. Cred că și Pământul e sfânt. Nu cred că Dumnezeu se uită la lucruri atât de, pe care omul și le face, atât de subțire. Cred că Dumnezeu are probleme mai importante, așa mă gândesc eu. Dar acum, dacă tot mereu binecuvintezi și arunci pastron, îți rămâne așa, fie că păstrezi dacă e de păstrat, fie că nu păstrezi dacă nu e de păstrat. Adică nici nu trebuie să mănânci ca să verși. Că dacă verși, vezi tot ce ai binecuvântat. Da. Cred că... Eu așa văd lucrurile, da? Poate că trebuie întrebat și un preot. Dar acum, de foarte multe ori, în mănăstiri sau se cresc animale. Deci mâncarea e binecuvântată și se cresc animale. Și mâncarea e dată pe urmă la animale. Adică nu se aruncă nimic. Eu cred că Dumnezeu are o privire foarte largă. Mă gândesc că mă prinde și pe mine în ea, să nu mă lase într-un colț de undă pe undeva, așa. Nu-și facă timp pentru toată lumea. Da, altceva. Da. Este cupru. Da. Să folosim vase din cupru, să consumăm apă din cupru, din vase de cupru, să purtăm. Da, tot cum vedeți și eu am. Și eu am, da. Da. Port brățară, dar nu folosesc vase pentru că nu am. Da. Și am încercat să fac rost de niște vase de cupru, dar nu știu de unde. Este un site. Da. Îl ofer eu. Mulțumesc. Da, este... Să știți că în tinerețea mea dulceața, gemurile, înghețata la laborator de cofetărie, mâncarea în bucătărie se făcea în vase de cupru. Când, după 90, când a dispărut socialismul, zice-se, iar socialiștii au putut să ia tot de prin unități, au dispărut vasele de cupru, luate de cine? De șefii care au știut ce e pe acolo. Da. Deci eu am cum să spun, un exemplu foarte clar. Era laboratorul de cofetărie de la Eforie Sud. Era un laborator extraordinar de bun. Și au dispărut toate au dispărut toate vasele de cupru. După vreo lună de zile am vrut să văd ce au făcut cu ele. După ce s-a închis, zic, domnule, ce-am făcut? Le scoateți la vânzare, să cumpăr și eu ceva la unul mare, că n-aveam ce să fac cu el. Cred că asta. Nu mai era nimic. În prima săptămână s-au epuizat. Da. Deci asta este. Și referitor la argint, eu am folosit monede din aceea mare. Da. Să faceți asta. Așa. Am simțit o
probabil nu are toate elementele în apă, nu mai sunt sărurile necesare, dar este, o simți că este altceva. Da, nu mai are și elementele, și elementele minerale, dar mai ales vibrația ei se schimbă, da. Energia ei se schimbă foarte mult. Cu ea, sigur, se schimbă și ce e în ea. Da. Păi aici găsiți apă de argint, nu? Aveți apă de argint, nici nu știți. Oare, nu ați că știți. Da, aveți. Vă mulțumesc. Doamne ajută. Plăcere. Zi. Ați spus să fim reate, că este important. Mai tare. Ați spus că este important să bem apă, că trebuie că este foarte să bem apă, mai bine. Da. Și vreau să am drept ce părerea de despre apă Angel. Draga mea, e cineva care vinde apă Kangen? Ca să știu dacă mai spun. N-am o experiență bună cu ea. Și atunci nu pot să am o părere bună cu ea. Și mă opresc. Da, am folosit-o și nu am avut, n-am rezonat cu ea. Dar este, poate să fie numai în ceea ce mă privește. Pentru că eu știu din mai așa multe chițibușuri de-astea, așa multe lucruri, e posibil că reacționez puțin și altfel, adică îmi confecționez în minte o idee, e posibil. Deci n-am încercat a doua oară, pentru că răul a fost atât de mare, încât n-am mai încercat a doua oară. A fost, da, asta e. O stare de rău general care, pe care am avut-o brusc după ce am băut apa și n-a fost altceva. Da. Zi? Tot legat de apă, cum priviți postul cu apă și cât recomandați? Cum? Postul cu apă. Postul cu apă? Deci e foarte grozav. Da. E bine să faceți. Păi, biserica ne lasă ziua de miercuri și vineri și alte sărbători. Când zice postiți, da? Tu poți să mergi la postire, chiar să postești cu apă. Dacă, atenție, nu ai o muncă grea, nu ești stresat foarte tare, nu mergi foarte mult pe jos, nu lucrezi în căldură, exagerat în căldură, nu, ce știu, acasă ai un mediu bun, că este foarte important ca să ții postul, orice post pe care vreți să-l țineți, să-l țineți doar în armonie. Dacă nu aveți armonie în jur, ăla nu mai e post, e regim alimentar. Și nu e rău nici asta, dar e regim, nu e post. Postul se însoțește de stare de empatie, de stare de bine, de stare de bucurie, să simți ce înseamnă postirea. Deci, este așa. Nu vă arunca, să zic așa, la postire fără binecuvântare. Vă spun cu... Asta trebuie să aveți... Eu nu vorbesc de medic aici, să aveți duhovnicul, că el vă cunoaște mai bine decât medicul. Eu așa cred, că duhovnicul vă cunoaște mai bine, ne cunoaște mai bine decât medicul. Și e bine să țineți legătura strânsă cu el, spunându-i cum sunteți, adică... Cum vă simțiți? Pentru că și aici am o experiență în ceea ce mă privește. Părintele mi-a zis să nu faci asta și eu am zis, eu știu ce fac. Și m-am apucat să țin post cu apă. Și am ținut post cu apă săptămână, 10 zile. Și părintele se uita la mine și zicea, opriți-vă. Și eu ziceam, părinte, nu tesc. Deci asta e un sentiment extraordinar. Părinte, plutesc. Este o senzație pe care nu am trăit-o niciodată. Nu mă pot rupe. Și am căzut în mine. Trebuia să fac aia. Și dacă făceam, trebuia să mă opresc la un anumit moment și să fac un exercițiu întâi, să obișnuiesc corpul. Eu am vrut să țin postul Paștelui post cu apă. Așa. Uite, așa vreau eu. Și uite, așa mi s-a întâmplat. Și am tras bine după asta. Foarte bine am tras. A fost greu, n-a fost ușor. Pentru că nu pici din punct de vedere chimic numai.
sau din punct, pici din punct de vedere energetic. Și această pierdere este greu de recuperat. Foarte greu de recuperat. Deci, puteți să țineți post, învățați-vă să țineți post. Aveți miercurea, vinerea, aveți alte zile. Am avut o pacientă care chiar a avut cancer din Mangalia. Ea, când a venit la mine, era vindecată. N-am avut nicio contribuție la starea ei de sănătate, ci ea a avut o contribuție la mulțirea cunoștințelor mele. Am stat mult de vorbă cu ea și m-am bucurat foarte mult că am cunoscut-o. Și mi-a spus că s-a vindecat, că nimeni nu crede, era și foarte așa verticală, profesor, așa, știți, așa. Am făcut, am dres, am făcut, a mers, așa trebuie, bine. Și ea mi-a povestit că a renunțat la carne, familia zică e bună, a renunțat la ouă, a renunțat la lactate, la lactate a trebuit renunțat în primul rând, că dezvoltă reacții nu tocmai fericite în corp. După asta, deci ajunge să mai mănânce decât atât. Și după asta a început să adune zilele. Deci așa a ajuns și la postire totală. Deci postea miercuri și postea vineri. Și după un timp a postit jumătate de zi joia. Și după încă un timp, foarte deșteaptă, a ținut toată ziua de joi. Deci unise 3 zile. Și pe urmă, a făcut cu sâmbăta, jumătate de zi din sâmbătă. Și jumătate de zi din luni, mai după o perioadă. Și pe urmă le-a unit. Rămăsese duminica. A vorbit cu preotul. Ce să fac? Duminica mănânc sau nu mănânc? Mă rog, s-au aranjat că trebuie să... Poate că poate să nu mănânce. Și ajunge a ținut post absolut, muncind absolut la catedră, fără niciun fel de eliminare din mediul de muncă. Era la catedră. Deci, se poate, dar porniți așa, nu dintr-o dată. Că dintr-o dată nu e bine. Altceva. Doamna doctor? Da. Dumnezeu a lăsat ca limba noastră să fie asemănătoare apei. Așa este. Da? Și omul ce-a făcut? Și omul face ce poate și el. Nu mai arată ca apă. Nu mai arată ca apa, pentru că depinde cu ce o comparăm. Acum, dacă o comparăm cu apa, nu e chiar apă. Dacă ne gândim la ce perioade, la începuturi și la acum, omul nu mai este același, mintea nu mai este aceeași, tehnica nu mai este aceeași. Toate astea ar fi trebuit să ne facă mai credincioși, că ne arată mai evident prezența lui. Oamenii înainte trebuiau să se roage și nu-l vedeau, nu aveau o evidență. Noi avem o evidență a prezenței lui Dumnezeu. Din păcate, nu ne raportăm la ea. Nu ne raportăm nici la El. Vedeți că tot vorbim, dar nu ne raportăm la Dumnezeu. Vorbim atât de mult de mâncare, vorbim atât de mult, chiar vorbeam cu doctorul Țarudencu și ce vreau zic, vorbim atât de mult de mâncare, când dacă am vorbit de Dumnezeu, cred că ne-am sfințit. Dacă am vorbit de Dumnezeu atât de mult. Dar vorbim prin asta, ajungem mai departe. Că păstrarea stării de sănătate înseamnă o bună relație cu Dumnezeu până la urmă. Nu prea poți să ți-o ții. Numai că noi nu avem o credință atât de puternică, atât de fermă. Că dacă am avea o credință atât de fermă, nu ne-ar fi frică de nimic și relația cu Dumnezeu, Dumnezeu și eu. Nu mi-e frică nici că trece mașina, nu mi-e frică nici că mor, nu mi-e frică nici că... Nu mi-e frică de nimic. Doar de Dumnezeu.
Da. Mai? E ceva? Adușca, nimic? N-ai nicio întrebare la fel? Da. Mă duc în sfârșit, ca să mai vorbim puțin și despre adolescență. Da? Da? Bine. Deci, mai aveți răbdare? Da. Da? Mai avem un subiect. Cred că o parte dintre dumneavoastră aveți adolescenți prin casă. Aveți? V-am pregătit și un subiect despre care în adolescență. Să vedem cum vă împăcați cu ceea ce vă spun. Da, vă mulțumesc! Dumnezeu să vă ajute și mă bucur că ne-am întâlnit. Vom vedea. Mulțumesc. Mulțumesc.